Ischitul Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din localitatea Mircea Vodăgară, județul Constanța, și-a sărbătorit ocrotitorul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a vorbit despre viața Sfântului Român pomenit astăzi, vrednic mărturisitor al lui Hristos. Acest părinte s-a născut în satul Lăpușna din Basarabia la 2 septembrie în anul 1868. Apoi și-a urmat școala sa și la 15 ani s-a dus la mănăstirea Suruceni și acolo s-a închinoviat. S-a numit din botez Dimitrie. Părinții săi, oameni credincioși, având 8 copii, l-au crescut atât de frumos în credință și în înțelepciune. Și viața lui a fost cu adevărat o jertfă continuă, pentru că a fost călugăr, stareț, episcopicar, episcoplin. În 1940, încă era în scaunul episcopal și iată, când a venit ocuparea Basarabiei, s-a refugiat la Argeș, unde a mai păstorit acolo un an și apoi s-a întors la mănăstirea sa de Metanie și a mai trăit încă 2 ani și așa s-a sfârșit episcopul Dionisie, care a avut o viață curată. Schitul de Maici a fost înființat în anul 2019. Viitoarea biserică, a cărei piatră de temelie a fost sfințită în același an, este printre puținele lăcașuri de cult din țara noastră, închinate Sfântului Ierarh Dionisie.